În apropiere, pe o este o mănăstire, foarte mare și frumoasă, unde este un călugăr cu 18 călugărițe. Acolo, orice boală ai avea și mergi, unde face slujba călugărul acela pe care îl cheamă Arsenie, te faci bine. Dar a fost o persoană extraordinară, foarte bună, uite și tu. Uite câtă bunătate e în fața lui, se iluminează. Îi plăcea să-și facă reclamă, atrăgea atenția asupra unor fenomene legate de sine. Părintele Arsenie. Părintele Arsenie. Părintele Fabio Barbu. Foarte dandy, așa, foarte... Zici că e parizian. El a răspândit zvonul că ar putea face să plouă dacă ar vrea. Cumva părintele m-a ghidat că ăsta e rolul meu. Și de atunci pot să zic că viața mea mi s-a schimbat. Nicoderma susține că Arsenie nu a vrut să facă nicio politică. În societatea de azi, socialistă, cred că până la urmă se va desființa banul, ochiul dracului. Nu crezi că va fi un bine? Eu cred că da, zice Arsenie. Să mergem la Arsenie Boca.